Nu. Pleci definitiv de la Dinamo? Da. Nu a fost niciodată pentru mine opțiune alta decât să fiu antrenorul acestei echipe. De ce ți-ai dat demisia? Ce s-a întâmplat? Păi cred că cu asta trebuia să încep, că nu cred că a fost o demisie. A fost un, și probabil știți, și clubul a comunicat de maniera asta, a fost un acord de ambele părți. De ce am făcut-o? Pentru că eu cumva anul trecut când am început la Liga 2 am cerut 6 săptămâni, anul ăsta am cerut 6 luni. Din păcate lucrurile nu au stat așa cum ne-am fi așteptat, știam că va fi greu, dar nu ne-am așteptat, eu personal nu m-am așteptat că va fi atât de dificil. Și am ajuns într-un punct în care pierdusem din credibilitate, în primul rând în fața conducerii și poate că și pentru ei faptul că am făcut eu un pas spre ei și am stat de vorbă a fost cumva o ușurare, pentru că simțeam că îmi pierdusem încrederea conducerii, probabil e și normal pe de-o parte. Pe de altă parte, am avut foarte multe așteptări de la meciul ăsta cu Steaua. Vă spun sincer, mă așteptam că echipa va arăta altfel și nu mă refer aici din punct de vedere al rezultatului, pentru că întotdeauna v-am spus că nu sunt un antrenor de rezultat, dar am văzut jucători temători, jucători blocați din punct de vedere mental și atunci, într-un moment când vezi că lucrurile nu sunt așa cum îți dorești, cred că e o dovadă de, poate bărbăție, poate o dovadă de putere, să poți să spui stop, să lași lucrurile să meargă în ritmul lor, așa cum sunt. Uneori stăm prea mult în niște situații pe care credem că le-am putea schimba. Din păcate, cu cât facem mai mult efort, pare că situația se afundă și mai tare.